bine, m-am gândit la prof online cu exerciții de matematică. Așa, așa putem reprezi cu exerciții de matematică, cum spui tu, cu problemul ție, nu? Cum ne-am obișnuit pe matematică. Nu aveți, da? Așa. Așa. Ne amintim chestia ce cu estimare. Estimare? Înseamnă să anticipezi rezultatul fără să faci calculul. Bună, dacă spun așa. 375 plus 439 este egal cu cam la cât te gândești tu că vei ajunge aici? Cum este mes? 800. Cam 800. Că 43, 7 și mai vin de la 10. Mai mare de 800. Mai mare de 800, chiar. Chiar mai mare de 800. Foarte bine te gândit, dar cel puțin 800, nu? De la 800 încolo. Foarte bine. Așa. Deci ai înțeles acum acestea înseamnă estimările. Deci, acum hai să dăm și răspunsul corect. 9 cu 5 câte face? 14, 4, 23 cu 1, da. 0 și cu 1, și 3 cu 4, 7 și cu 1, 8. Așa am mai zis, 800 și ceva. Dar dacă ar fi, uite, să văd la scăderea asta, cum anticipez, cât va fi rezultatul? 735, scăzut 195. Este egal cu? Cam cât anticipez rezultatul așa din prima, de la prima vedere? Mai mic decât 690. Mai mic decât 690. Dar aproximativ la nivelul suterului, la cât te duci tu la scăderea asta? Păi la 5. 500, nu? Că scazi aproape 200. Cam la 500. Da? Că 730 și scădut de aproape 200, cam 500 și ceva mai de, da? Da. Deci, 500, 400. 540. Așa. Ia să vedem. 5 din 50, să ne vedem cum învinge că așa este. 3 minus 9 nu se poate. 4. 4, da. 5. 540. Ai spus corect. Da. Ca să faci o chestie de asta cât e bine așa, ia uite-te tu, bine, e bine, nu? Așa. Între 730, faci o reducere la 160. 73 și 19, ca și cum ar veni. Adică 730 și 190. Și repede simți că aici cam 500 și ceva. 520, repede, vezi, 520, 530 la prima citire, așa. Și acum să vedem o altă problemă. Patrick are mai mult de 12 bomboane, dar mai puțin de 21. Deci, Mario are un număr de bomboane cuprins între 12 și 21. Atâta? Deci, Mario are un număr X de bomboane. Cred bomboane. Și ele sunt acești X cuprinși între 12 și 21. Deci, între 12 și 21. Nu știu, adică poți fi 13, 14, 15, 16 până la 21. Deci, să vedem ce informații. Că sigur trebuie să ne dea și o cerință. Când le numără în grupuri de câte două, îi rămân una prin afară. Iar când le numără în grupuri de câte cinci, îi rămân două prin afară. A, știți să faceți. Deci când numără câte două, câte rămân afară? Câte două, una rămân afară. Deci câte două, una afară. Dacă le ia câte cinci, rămân două afară. Deci el dacă le-ar pune în grupii de câte două aici, două mai încoace și așa mai departe, ar continua cu două, cine ar rămâne afară? Ar rămâne doar una. Una rămâne afară. Una. Dacă le pune în grupuri de câte două, de câte cinci, deci dacă le pune în grupuri de câte cinci, adică, ce înseamnă cinci, așa, da?
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și așa mai departe, rămân afară două. Două afară. Două afară. Scrie și acolo sus afară. Afară, da. Afară. Adică, una nu are unde să o pună sau două nu are unde să o pună. Cum crezi tu? Trei nu are să o pună. Nu, nu, că una e situația asta, când pune câte două, câte două, câte două, câte două și pune una afară. Și alta e situația când te pune câte cinci. Dar câte are? Păi, un număr între 12 și 21. Un număr între 12 și 21. Ia să vedem un număr între 12 și 21 care ar merge de mai multe ori câte 5. 5, 5, 5. 15. 15 ar fi un număr. Nu, 17. Pentru că rămân tot 3. Deci la 17 când pun câte 5, 5, 5, cât rămâne afară? 2. 2 rămâne afară. Da. Și când pun la 17 câte 2? Rămâne 1. Rămâne 1. Că 8 ori 2 fac 16. Da. Și atunci înseamnă că, de fapt, numărul corect de bomboane este cât? 17. 17. Este cuprins între 12 și 21? Da. Da, este. Oare mai este un altul care să fie tot atât de deștept? 20. Un alt 20. Că 20, da, 20 când punem câte... Da, nu, 3. Când 5. Câte 5, trebuie să rămână 2 afară. Nu-i bun 20. 19. Păi 19 când punem... Da. Când punem câte 5, rămân câte afară? Câte rămân, câte rămân afară când punem? Nu? 4? 4? Cât la 15 până la 19, 4 sunt. Da. Deci 19 nu-i bun. 18 nu-i bun. Când rămân câte 5 când 17. Punem? 17. 17 cât e singur, da? Deci 17 este număr. Deci întrebarea era câte bomboane avea? Răspuns corect, 17. 17, pentru că împărțit la 2, ar face 8, 8 grupe, 8, și restul egal cu 1, da? Iar tot 17 ăsta, când îl împărțim la cât? La 5, face, de câte grupe de câte 5 facem, când împărțim pe 17? Ia să gândim, ca să facem grupe. De câte? Câte grupe de câte 5 facem? 3! 3! Sigur că da. 3 și rămâne în afară, 2 rămâne afară, până la 17, da? 2 sunt nefolosite. Deci răspunsul la problema asta, cum am gândit noi? Am zis așa, mă, ce facem noi? Cum să gândim? E un număr între 12 și 21. Numărul între 12 și 21, ne-am gândit mai degrabă grupe de 5. Ne întrebam grupe de câte 5 cum se formează acolo. Și numere care se formează grupe de câte 5, între 12... Singurul era 5. Singurul este 15 și fiindcă rămân două în afară, 17. Deci noi ne-am dus repede spre 15. Am făcut 15 plus 7, plus 2. Plus 2. 15 plus 2, sigur că da. Deci, de controlul am făcut pe grupele de 5. Și până la undeva, da, acesta este atât de deștept încât să-mi dea, când punem grupe de câte 2, să dea una afară, mai una afară, da, facem câte 8 și merge foarte bine. Următoarea problemă trebuie să calculăm. Ia să vedem. El a colectat 54 de bomboane. Ea avea nevoie de 9 ori mai mult decât Tia. Câte bomboane avea? Deci, n-am înțeles. Păi, o să zicem de nou. Mario are 54 de bomboane. Da. El are mai mult decât Davide, de 9 ori. Câte are Davide? Deci, Mario are 54 de bomboane. Bun. Deci, 54, Mario are 54 bomboane. El are din 9 ori mai mult decât Davide. Cât are Davide? Are... Adică 52 de 9 ori. Are 54 din 9 ori cine? 9 ori cât se face 54? Multă problemă cam mare.
Cam dificilă? Nu, cam mare. De ce? 54. Da. Are mare. 54 are Mario. Are de 9 ori mai mult, de 9 ori mai mult decât Mario are, da? Da, da. Mai mult. Adică ăsta 27. Ăsta 54 de 9 ori mai mult decât 27. Da, bine. Iar când ăia din 9 ori. El e din 9 ori mai puternic decât Davide. Păi, Davide are mai puțin, nu? Dacă ăsta e din 9 ori mai puternic, te întreb, 9 ori, cât se fac 54? 9 ori 7, de 48. 7 ori 9 ori? De 48. Ia să vedem. Nu! De 53. 63. 60? Da, 7 ori 9 ori. 63. Da. Dar 9 ori cât se facă 54? 54, 6. 6, nu? Da. Dar și el câte are atunci? 6. 6 bomboane. Așa. Deci noi ne întrebăm 9 ori cât? Cine? Pune o căsuță. Da? Egal cu 54. Și răspunsul corect, căsuța de aici este egală cu 6. Deci asta înseamnă că Davide are... Davide are, cât am spus, 6 bomboane. De 9 ori mai mult. De 9 ori mai mult. Asta înseamnă că tu aveai de 9 ori mai mult, el are de 9 ori mai puțin. Și da. Asta însemna că facem o probă a înmulțirii, părțirea, da? Uite, o altă problemuță, care sună așa. Să zicem că avem niște baterii care produc lumină 200 de ore. Care am? 200 de ore. Da. Deci, niște baterii sau lumânări, să zicem așa, care ard una singură 200 de ore. 200 de ore. Dar ce înseamnă 200 de ore? Ia să vedem o oră cât înseamnă. Știi cât înseamnă o oră. Câte minute? 60. 60 de minute, sigur că da. Bun, are o zi, știi câte ore are? O zi, zi, o zi întreagă, câte ore are? 24. 24. Și acum ne întreabă câte zile arde lumânarea aceea. Câte zile arde? Ia să vedem. Deci câte zile arde lumânarea? Lumânarea aceea... Are 200 de ore aici, deci poate să ardă 200 de ore. Oare câte zile are? 24. Încă o dată 24. Și te, vrei să vezi până la 200, câte zile, nu? 24. Așa. Deci, hai să spunem așa. 24 e o zi. Plus încă 24, cât face? Câte, câte fac aici? Câte ori? 48. Și dacă mai pun încă o dată plus 48, plus 48, adică încă 2 zile... Adică 6. Adică... 96. Fac 96, da? Egal cu 96. Și câte zile înseamnă 96? Câte 4 zile. Deci 96 ore, 96 ore, egal 4. Face, de ce ar fi 8 zile? 8 zile. Poftim? 8 ori. Acum, 4 zile. 4 zile. Încă o dată 96. 96 plus 96 face cât? 2 la final. Da, 2 la final la unități. 1 la 10. 1 la 10. Și cu 9. 90. 1 la 10 și 1 la 100. Deci 1 la 10 și 1 la 100, așa e bine? Ia mai uite-te tu. 6 și cu 6, 12. 2, ține minte 1. 1 și ducem la 10, 1 și 9 și 10 și cu 9. 192. 192.
192 de ore, câte zile înseamnă? Egal câte zile? 8. 8? Zile. Sigur că da, că 4 au fost drumul 96 și încă o dată 4. Apoi și 24 nu merge. 8? Zile. 8 zile. Și cât mai rămâne din 200? Cât îi mai rămâne? Păi 8. 8. Deci 200, din 200 scădem pe 192 și ne rămân 8 ore. Adică lunarea ar mai arde încă 8 ore în anul a zi, cum ar veni, da? Da. Bun. Întrebarea este, 3 lumânări câte zile? 3 lumânări în câte zile? Câte păi zile vor acoperi? 2 ori 3! Adică? Adică eu nu pot să fac așa. Deci, o singură lumânare fac 8 zile. Și rămân 8 ore încă. Păi 8 de 3 ori. 24. 24, sigur că da. Deci, 3 lumânări ard cât? 24 de zile și câte ore rămâne la fiecare? 8, adică câte ore rămas de la fiecare? 192 plus 192. Nu. Am terminat-o. Deci, prima 8 zile arde o singură lumânare. Da. Și mai rămân 8 ore. Îi mai rămân 8 ore, da? Deci 8 zile și 8 ore. 8 zile și 8 ore. O lumânare. Cele 3 lumânări ai spus că ar însemna 24 zile și câte ore în plus mai rămân? 24. 8 la una. Da. 8 la cealaltă. 8 la cealaltă. Adică? Adică 24. Adică plus 24 de ore. Plus 24 de ore. Adică ce înseamnă 24 de ore? 8 zile. Încă o zi. Încă o zi. În total? Încă o zi. În total câte zile sunt? 9. Deci, atenție, câte sunt? 24. Da. Plus? Plus încă 8. Plus încă o zi. 24 și încă o zi. 25 de zile. Deci răspunsul corect, egal cu 25 de zile. Deci la întrebarea, câte zile vor arde cele câte lumânări? 25. Așa, 25 de zile, cele 3. Dar dacă aș fi sunt 6 lumânări, care au de fiecare câte 200 și așa, Câte zile ați făcut? Păi încă o dată 25. Încă o dată 25 și total? Adică 50. 50 de zile, sigur că da. Deci vezi, imediat ai prins când o dată și atunci lucrurile au mers. Important este să transforme, nu? Aici poate să lase așa 24 de ore și 24 de zile. 24 de zile și 24 de ore. 24 de ore, gata, facem cu o zi. Ai înțeles, Mario? Da. Deci aici a fost ideea. Deci important este că am înțeles că o zi are 24 de ore. Și 24 cu 24 fac 48. 2 zile și încă o dată, încă 2 zile fac 96. Deci pentru 4 zile înseamnă 96 și acum, fiindcă tu aveai spațiu... Să ajung la 200. La 200, aici la 96 n-am ajuns încă la 100, deci am spațiu să dublez. De aceea am dublat 96 și 96 fac 92. Și asta înseamnă 4 și cu 4, 4 zile aici, nu? 4 zile. Și 4 zile aici. Și atunci, în total, mă duc la 8 zile, da? 8 zile și îmi rămân 8 ore. O singură lumânare face asta. Cum eu am 3 lumânări, de 3 ori mai mult, ai spus tu, da? De 3 ori 8, 24 de zile, da. Și la o lumânare rămâsesc 8 ore, la cealaltă încă 8, încă 8 și de 3 ori 8, 24 de ore. Și dacă 24 de ore știm, faci o zi, deci mai adăugăm o zi la cele 24, deci 25 de zile, da? Bun. Să spunem, Mario, Davide și Daria împart o ciocolată împreună. Fiecare are câte o parte din ciocolată. Ciocolată. Mario are de 6 ori mai mult decât Davide. Mario. Ia să spunem, Mario, de 6 ori
mai mult decât David. Iar Daria de două ori mai mult decât tot David. Daria de două ori mai mult decât tot David. Uite-o ce mai mic face să se gândește. Cine are cel mai mic? David, nu? David are cel mai puțin, da. Așa. Bun. Dacă așa stau lucrurile, cam cât din toată ciocolata, câte ori vine lui David? E foarte puțin, nu? Zici tu, cel mai puțin. Cam cât ar fi? Cam cât? Zero. Nu, zero. Nu, nu, hai să ne gândim. A câta parte din tot? Doi. Deci câte... Opt. Să vedem câte segmente. Hai să zicem că David ar avea atât. Atât ar avea. Asta e David. Da. Mario. Mario de câte ori spun pentru Mario? De 6 ori. Una. Două. Trei. Patru. Cinci. Șase. Deci top. Asta e Mario. Iar Daria. Daria. Adică două. Segmente. Una. Da. Așa. Toate bucățile astea constituie ciocolata. Oh. Da, toate bucățile au luat ciocolata. Cât reprezintă? Câte sunt în total? Adică sunt la fel? Da, toate bucățile. Am un secret, domn profesor. Te rog, spune-l. Trage-mă linia în jos. Ca să vezi surplusul? Da. Bine, dar eu cred că aici tu poți să gândi un număr deodată. Câte bucăți sunt? 9. 9 bucăți. Înseamnă că una singură e a noua parte. Da. E ca și cum aș împărți o toată ciocolata în 9, lui David îi dau una, lui Mario îi dau 6 bucăți. Nu, de 7. De ce 6? 6, 6, de așa spune. 6. Deci el, Davide, ia cea mai puțin și ia doar o a noua parte. Deci Davide are o singură parte și reprezintă a noua parte. Și reprezintă o noime, a noua parte, a noua parte, adică cum spuneam noi a noua parte? Unul a fost împărțit în 9, nu? Unul, ciocolata, a fost împărțit în 9. Și atât au luat el. Doar o parte din cele 9. 6 le-a dat. Și am luat 7. 6. 6? Da. La 6. Ma 1 și cu 6 și cu 2, 1 și cu 6 și cu 2 face 8. 6 și de are la 4. Deci 4, 2. A, 2. Da? 2 până la 2. 9. Deci 6 părți, tu, una el, 7 și cu 2, 9. Da? Bun. Ia să mai vedem. La o școală sunt de 9 ori mai mulți copii îmbrăcați în haine negre. Deci de 9 ori mai mult decât cei în haine negre, decât copii în haine de culoare deschisă. Adică unii sunt alb și alții negru. Cei care sunt în negru sunt de 9 ori mai mult. În total sunt 140 de copii. Cât sunt îmbrăcați în negru și cât sunt în alb? Deci, într-o urnă, hai să zicem așa, într-o urnă avem bile albe și negre. Da. Albe și negre. Da? Bile, care sunt albe și negre. Bile albe și negre. Cele albele, sunt de 9 ori. Mai multe.
sunt de 9 ori mai multe decât negrele. Decât negrele. În total, în total sunt 140. Câte sunt de albe și câte sunt negre? Deci, negre sunt mai multe sau mai puține? Mai puține. Mai puține, un singur segment. Albele câte sunt? Câte sunt? De 9 ori. De 9 ori. Deci, negre atât, un singur segment și aici spun de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ei, acum, în total, sunt 140. Dar câte sunt 9? 9 sunt de astea, albe. Trebuie să aflăm câte un... Câte un singur segment. Câte avem în total? În total avem 140. Câte segmente sunt acolo? 10. 10 ori cât de 140? 10 ori cât fac 140? Cât? 14. Știm asta că noi am făcut lucrul acesta, da? Deci 14, știm 14 ori 10, egal 140. Și atunci noi știm foarte repede chestia asta și spunem repede că un singur segment e 14. Asta înseamnă că negre, răspunsul corect, negrele sunt 14, iar albele sunt, cum ar fi pe albele? 136. Ai scăzut din cine? Din 140 pe 14? Da. Da? Și ai zis 136 e bine sau 100? Mai fără 126. 126, sigur că 126 sunt albe, da? Deci bile negre sunt 14, bile albe 126. Aici toată ideea a fost să reprezentăm segmente, să vedem că o parte este negre și de 9 ori mai mult decât negre albele. Și atunci am văzut în total câte segmente sunt și am aflat repede câte un segment. Da? Și am zis, stai că știu cum se fac. 140, ne întrebăm 14 ori, cât? Sau cât, 10 ori, cât să facă 140? 10 ori cât? Știm noi, bă? Tăiem 0 așa și la 14. De acolo a venit problema. Corect. Da? Deci ne-am descurcat foarte bine și la asta. Acum am să-ți mai pun încă una. Uite, trei copii sunt aici. Nu, într-o urnă sunt bile, albe, negre și albastre. Albastrele sunt de 4 ori cât negrele. Deci albastrele de 4 ori cât negrele. Iar roșiile sunt hai să spunem de 5 ori cât negrele. Da? De 5 ori cât negrele. Deci albastre. Negrele sunt atât negre. Am spus că cine? Albastrele sunt de 4 ori cât negrele. 1, 2, 3, 4. Și roșiile sunt de 5 ori cât negrele. De 5 ori cât negrele. Câte sunt și în total, albastre, și aici am spus negre. Nu negre aici, am spus roșii. Ei, problema este că în total sunt 240 de bile. În total, 240. Câte sunt negre, câte sunt albe și câte sunt roșii? În 240? Da. Legat de problema cealaltă. Merge foarte bine, nu? Câte segmente sunt? Trebuie să mai dăm 100. Deci
Câte segmente sunt? Trebuie să mai dăm 100 cumva. Cui se mai dăm? La 140. Nu, păi gândește tu aici, câte păi segmente? Nu, 240 sunt. Ștepteți acolo deasupra, el se uită la problema aceasta. Deci 240 sunt. 240 sunt în total. Câte segmente sunt? Păi... De 4 ori, de 5 ori? 10. Tot 10. 10 ori 240 de 30 de ani. Păi? Cât? Deci cine? Stergem o 0. Stergem 0, deci da? Cât? 24. Da, deci tu te-ai prins foarte repede și ai zis cine înmulțit cu 10? Cu 10 să facă 240. Cum știi tu că se pune 0 la sfârșit, da. Acum ca să afli pe ce arăte e 0. Deci, la întrebarea asta, răspunsul corect este 24 ori 10 egal cu 240. Adică un singur segment este de 240. Așa că vom răspunde. 24. 24, da? 24, un singur segment. Așa dacă 24. Și atunci vom răspunde așa. Răspuns corect. Negre egal 24. Mă ține la albe, mai albe. Albe. 24 ori 4. Așa e să facem de 24 ori 4. 24 ori 4. Despărțim pe 4. În cât? În 2 și 2. 2 și 2. Deci egal cu 24. În 2 plus 2. Da. Și 24 ori 2. Și zicem 24 ori 2. Și plus 24 ori 2. Și cât fac 24 ori 2? 24 ori 2? 48. 48, da. Plus? Încă o dată 48. 96. Deci răspuns corect, egal 96. 96. Deci răspundem albele, sunt 96 de bire. Și cât ori fi roșii? Ia să vedem cum poți să afli roșii, prin ce modalitate. Care ar fi roșii? Cum le afli? 24 sau... Deci pentru roșii... Uitați-vă la segmente. Așa. Este doar o liniuță, înseamnă că mi-a dă 24. Adică? Adică ar fi... Nu spune operația. A, 96 plus 24. Așa, ce-a fost înainte la 4, adică 96 plus 24. 130. Ar face 100... 30. Sigur 130? Da. Ia mai uite-te. Nu, 120. A, atenție multă. 120. De aceea estimarea e foarte bună. Când ne jucăm de estimarea, cam simțim ce rezultat. Și dacă tu ai zis 130, era foarte mult. Dacă am unități, mi-am completat de aici, am făcut 100. Și 100 și 120 și a rămas. Trebuie să faci calculul ăsta. Da? Și mai puteai face altfel. Din 240, scăteam și pe 24 și pe 96 și îți rămânea 120. Deci asta era corect, dar un alt nou. Așa. Ce aș mai vrea să facem? Atât probleme avem? Uite, cum faci tu următoarea scădere? 1000 minus 729. Egal cu. Da. Da, 1000 minus 729. Deci zi, 0 din 9. 0, 0, n-avem mic, n-avem mic, n-avem mic, avem. Ne ducem la mi. Mi. Scrie 9, 9. Dar de ce scrie 9, 9 aici? Eu nu înțeleg aici. Care e fenomenul? De ce zici tu 9, 9?